a fost finalul practic al meciului, pentru că Fakir s-a impus cu 4-2, dar pe timpul pauzei Ion Oncescu a venit cu o nouă invenție, un meci spectaculos. Ia zine, Ioane, despre ce e vorba. Am nevoie de arbitri. Hai să vă aducem un arbitru. Am observat că în permanență Fakir pierde încheietura. Așa. Deci o să avem o încheietură pierdută, un Fakir stresat, un Fakir, doamne, un pervers stresat. Am confundat mine un pic. Deci perversul pierde încheietura și Fakirul se folosește de perversiune, de moment. O să folosim o mână și elementele, așa că puneți mâinile. Ce faci mâinile? Este foarte curios. Cum la? Normal. De ce insisti să fie dreapta? Am făcut la 3-4. N-are nimic, a făcut. Cu care te simți mai bine? Stânga. Eu stă mai departe în București. Nu, stă în București. Stă în București. Stă mai departe. Stă mai departe. Dar normal nu cei de la capitală au dreptul? Nu, aveți trei gale, că suntem oameni. Nu, serios. Să schimbe transfervanelii. Să schimbă pozițiile, Ioane, dai cu. Haide, lasă-o pasă, te rog. Nu pot ce așa, că de mâncă. Gentleman. Fii gentleman. Măi, merită el? Hai, dragă, zi, te rog. Asta e primul moment. Al doilea moment, am nevoie de curele. Un moș avea un copil și o babă avea un copil. Așa, am nevoie de curele voastre. O să tragă. Ce faci, mă? Dezbraci arbitru. Extraordinar. L-a nimerit pe Victor Ghele, culturist. Ia, fii atent. Am de problemă. Ce faci, mă? Ioane, ce le faci? Ușor cu Fakirul, că mai ieșinat toată. Nu mânca tarama după că te rog. Da, 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 te-am dat-o după. Eu l-am pe cățel și îl chema Azurel. Ce faci, mie? Pus gând de extra. Așa. Lu Fakirul pune-i bolniță, că îl mușcă. Fakire, am auzit că te vede la România Au Talent. Da, o să vedeți. Imaginați-vă că plecați de aici. Sunteți bine? Simți bine? Așa. Vreau să ajungeți jos cu ei. Adică fiecare dintre voi trebuie să o pună pe celălalt la scandă. Doar că v-ați dat decât cât puteți, ok? Mai aici un pic. Așa. Aici, cu mai. Ăsta-i meci. O să zic gata, start. Ție ți-e bine gâtutul? Da, să bine. Gâtulețul, gâtulețul. Gata, start! Câștigi drept de jeu. Așa, lasă la mine cureaua, pune vezi? Cureaua, pune cureaua la mine. Pervers. No, Ioane, fii atent să ne faci introducere. Nu mă pot! Pune aurica pe dreapta. Până prin schema, Fakirul... Hai. Ajunge... Păi n-ai făcut jumecheria. Am făcut o jumecherie tare. Se cheamă Perversian. Hai. Așa, stai puțin. Păi nu, dar cu dreapta, dar cu stânga. Iată, folosiți bicepsul la maxim. Dar nu cu stânga. Mamă, domnule, păi stângați? Da. I-a creat apă. Ești stângaci? Tragești cu gâtul. Nu pot să fac asta. Vrei să vă zic vot? Ce-am făcut? Uite mâna. Care schi? Ce? Dreapta. Deci e un stângaci care schie cu dreapta. Haide că nu pot să fac cu dreapta. Serios vorbim. Mamă, băi, țărănușule, ți-am zis să fac astfel. Țărănușule, zic... Enervează-te puțin. Enervează-te. Hai. 10 secunde, hai să te enervezi. Păi 10 secunde să mă enervez, trebuie să nu vezi avantaj. Păi dacă așa alegi, acum a venit că fac 90 de kilograme. Hai, Fakirule, mai ușor. Așa. Atinge puta! Păi n-a atins! Îl stau!
Gata, fotul! Băi, nelege. Și-a luat și pucul prindere, ai văzut? Ia uite că e nevestă. Bă, asta e niște că n-am nimic. Băi, n-a atestat aia. Uitați-vă ce ochii roșii are. Zic, dacă își ca băut. Ascunde în cirici. Dacă m-a furat și l-a lăsat. Eu și ochii are. Băi, tu trebuie ceva și-a lucrat la țară la tine. Tu aici când scrii la țară. Cine are? Băi, n-a atest. Am și eu o întrebare. Te-a luat cu știu, la aia o să-i fac, o să-ți scarpin de aici. Să-ți iasă cuvintele. O să scarpin de aici, săracu. Mie mi-a plăcut deci, ce am văzut și sunt mulțumit de toată burtica, de tot spatele perversul, sunt mulțumit. Îți mulțumesc, mă. Deci e a doua care fac la masă, serios, și a adăugat doar cu tine. Asta trei ori. Serios, n-am mai văzut. Are indice de pervers jos. Întreabă, Radu, am mai făcut serios cu tine, și cu tine am mai făcut o dată la masă, nu? Da, da. 3-4 ori am făcut la masă, nu am făcut de mult tot. Ioane, deci rămâne promisiune pentru vendetă 6 meci în Coșta 2 cu ei 2 și împotriva ta? Cu cine? Cu ei 2, cu pervers și facul. Da, dar face, vedem. Dacă l-am întrebat, perversule, ce faci? Îl provoci între coși? Bat, nu-l provoc. Stai, bă, la un loc. Bă, nu te bat, bă, te bat pe tine. Încă o dată, vorbește. Fachirule, stai un pic, stai aia. Am o surpriză. Avem pe telefon alături de noi pe Edi Mia, promotorul lor Local Combat. Edi, salut, în primul bună seara. Bună seara. Bună seara. Ce zici de băieții ăștia doi, că vor să se bată? Întreba lor, acum ce să zic, după mine m-au cucerit pentru un casting, avea un film ăsta de gen Super Blondu. Auzi, pentru păi, tine. Edi, tu ești expert, tu știi dacă... Eu am jucat să mi se spunea Bulldozer 2. Da, dacă n-ai auzit de filmul Super Blondu, dar a fost Ucianu, n-a fost rolul principal. Păi și ne-a ajuns să organizăm meciul ăsta, că ei vor să se bată, dă-ne ringul, dă-ne locul. Cum să nu? Asta, acum dacă îl comparăm cu meci gen Nikita Savarina, este binevenit. Dacă ei cred în forțele lor mai mult decât atât, eu i-aș fădui să stăm banca lor. Poate descoperi, cine știe, în ei un talent încă neșlefuit. Fakir a mai fost, dar se caută în greu, știe foarte bine și el nivelul galului respective. Bănuiesc că între ei doi ar putea fi un show de cinste, între ei doi să lupte. Cu ce ne mai pregătește, Edi? Pe 18 martie mare eveniment la Vâlcea, avem main event-uri, de fapt co-main event-uri, Binașov Ciobanu, Morșanu Aiadin Iuxel, Poturac Iftimoaie și titlul mondial premier România după 7 ani Local Combat, un român, Mihai Barbu, îl provoacă pe campionul mondial la categoria mijlocie, Arnaldo Silva din Portugalia. Bine, am înțeles, mulțumim frumos pentru intervenție și așteptăm să ne ajut cu băieții ăștia doi care vor să se bată perversul și Fakirul. Scorul Rovana s-a dus de 4-2 pentru Fakirul din Periș. Următoarea întâlnire dintre cei doi va fi așadar în ring. Ne mulțumim celor doi pentru prezență și pentru meci. Mulțumim și lui Ion Arănoncescu pentru ceea ce a făcut astăzi. Ne vedem data viitoare la sărbătorile. Mai bine, rămâneți în continuare pe sport.ro.